Prima etapă de înscrieri în învățământul primar, respectiv clasa pregătitoare, s-a finalizat. 3517 elevi sunt înscriși în acest moment în școlile din Arad. Până în acest moment avem la clasa pregătitoare 3517 cereri valide. Pot să vă spun defalcat ce înseamnă 3517 cereri valide. Înseamnă 12 cereri la limba slovacă, 115 cereri la germană, 151 cereri pentru limba maghiară, 10 copii cu CES și 3123 de copii doresc să învețe în limba română. Pentru alternative educaționale avem 106 cereri valide. În această perioadă, între 18 și 20 martie, vor fi procesate cererile părinților care solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție pentru locurile rămase libere. În 21 martie are loc repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai căror părinți au solicitat înscrierea la o altă școală decât școala de circumscripție, dar care nu au fost admiși din lipsă de locuri și care au exprimat în această fază opțiunea pentru înscrierea în școala de circumscripție. În prima etapă de înscriere am avut 122 de solicitări pe 75 de locuri, fapt ce ne-a determinat să solicităm suplimentarea planului de școlarizare cu o clasă, suplimentarea pe care am primit-o. Prin urmare vom avea 4 clase în loc de 3, așa cum ne-am propus inițial. În perioada 21-22 martie, unitățile de învățământ vor afișa lista candidaților înmatriculați, numărul de locuri rămase libere și lista copiilor neînscriși după prima etapă. Numărul mare de cereri la unele școli a determinat pe directori să ceară suplimentarea locurilor. În data de 15 martie 2014, Consiliul de Administrație al ISJ, pe baza cererilor unităților de învățământ, a suplimentat cu 4 clase pregătitoare în municipiu și în județul Arad. La Liceul Pedagogic, la Școala Gimnazială Mihai Eminescu Limba Germană, Școala Gimnazială Caius Iacob și Liceul Vasile Juncu Miniș. A doua etapă de înscriere în clasa pregătitoare are loc din 24 martie, în intervalul 14-18 aprilie. Vor fi centralizate și soluționate de către Inspectoratul Școlar cererile părinților copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ.